Vale, Marcos. Bună ziua! Bună ziua, Lucian! Ești la pescuit, domnul? Da! Ceva probleme? Sigur! Ce zi, le trebuie la astea? Bună ziua! La ce pescuit? La râmă! Poftim! Nu la pește, la râmă? La pește, la râmă! Hai dat un pic de acolo, să nu vie vom atunci. Tot vedeți că încă prohibiția la știut. Am înțeles. Poate să vă pun la prohibiție. Am auzit că umbla și acela am făcut, să știți. Bine faceți. Da. Stau liniștit și n-am treabă, tăi cu frica în spate. Da. Da. Adică am, dar nu e vizat. Ok, nu e vizat. Deci o problemă. Oricum trebuie documentele. Te cheamă? Cosmin. Corect. Adio. Mie 900? 80. Da. Da, ok. Încă nu știu, dar cred că astăzi împinge. Deci, Cosmin, să-ți faci actele, bine, să fii în regulă. Acum, dacă puteți să încheți așa, dar să vedeți. Un tarif de acces zonă, așa e să zice. Da, ara de unde trebuie să zic. De la mine, un leu pe săptămână, 5 lei pe lună sau 15 lei pe an. Și se referă numai la zona asta. De la Valea Ormanului și până la Unire, până la Unire. De la Iști. Îl duce la domnul Iști, acum e zilnic. Așa zice legea. Eu l-am întrebat pe cel care mi-a vizat, un coleg, de ceva... E ceva specific la domnul de la vânător, pentru că știți că scrie rugă, dar nu vă zice. Și eu zic că puteți să scrie și pe aici. Potrivit legii, am putut tariful de accesor. Am înțeles. Nu știu, cât ați dat pe... Nu-i nicio problemă, că tot la Cluj face, fi directorul e aici. Directorul e aici, nu-i nicio problemă, de-aia. Acolo, mă. Hai. La Cluj, este cazare acolo, putem veni și de weekend acolo. Cum are asta la Cluj? Și ești pe lei.
ziua, de la AGPS Club suntem. Permisele de să știi, vă rog. Da. Da, numai de la unire în jos. Aici dacă pescești, nu se plătesc un leu pe lună, diferent. Sau 15 lei pe an. Că domnul ăsta vei fi teren aici. Anul trecut mi-am făcut acolo la... La ferie. Da, dar ferie nu mai face. Nu mai face. Nu mai vrea să facă ferie. Nu mă duc, am făcut acolo la... Eu ăsta am întrebat. Se încădează dimensiunile minime legale? Din aia, cum le zice, oblet. Da, da. Este document, da? Da, da. Amenda e la strigă așa ce zice. I-am explicat. Unde sunteți? Merge și-și face. Unde își face? La Dej, acolo sus, la Icaiță. Sus, la... Cum contează? Sus acolo la Osvatna, la etaj, sus în Hilță și... Nu neapărat, dar nu face documentul și intrați în legalitate. Nu neapărat, dar nu este problemă. Ei pierd, pentru că la anul omul care au pățut și-a mai dat 15 lei pe lungă, nu va merg la el, că vine la noi, dar omul nu-i informat. N-am dat la... N-am mie de știucă, pot să ce uiți asta. Astea sunt motori de știucă. Da? Da? Da, dar săptămâna trecută, da? Când v-am întrebat, ți-a zis câtă noi, când scrie pe net că... Scrie, să, pe net. Să închide sezonul. Îmi pare rău, eu m-am uitat. Știrile până în 15... Nu e adevărat, citiți... Dați-mi și-am buletin, vă rog. Citiți regulamentul ca lumea. Intră șesul. S-a publicat. Deci dacă știți, înseamnă că a citit. Când te-ai uitat copilul? Marți. Înseamnă că a citit regulamentul. Marți, m-a uitat. Da. Nu știu după de oră, nu. Sacola. Deci nu poți pesti de aici probleme. Sunt mult. Da, dar în monitor v-am spus că marți... În monitorul așa... oficial, unde ați citit, nu mă nebuniți, că îmi pare că nu mi-a dinat cina mie. Și am fost și la domnul de la Gherla, la, cum, la Iști? Domnul Iști, da, sau și? Ăsta. Nu suntem nici proști, nici nebuni, că cine vrea să-și facă probleme. Așa, așa, așa. Bituri și babuși, ce nici nu mi-o lovi, da. Știu. N-avem un cuțit să... Măcar să fie. Bucățeane. Uite-te, știu că acum am fugit de acolo. No, asta a fost înșirată mie, cu biotache, a fost înșirată plasă. Și asta a fost săptămâna asta, nu a fost. Aduce sticla plină. Altceva n-au, numai să gândească. Normal să bagă, dar nu l-aș știu cum, știu? Dar-i la biban. Mi-am pus poză pe el, de-aia. Să nu-mi decerță, l-am dat înainte. 10.1.2014. Dar dumneavoastră trebuie să plătiți la Iști, dacă pescuiți. Dar la care oi?
Nu o lua pe el. Trebuie să mai... Nu, acum am să se mai... Am permis, fii acasă, nu-i vizat pe anul ăsta. Ieri am luat pensia numai, mâine dimineață mă duc să-mi îl vizez. Ca și cum n-ați avut. Cum ca și cum așa. Păi îl aveți, dar e valabil ca... Cu bețe din asta, că doar ce vă dați seama că... Dacă nu ați plătit viza pe anul ăsta, e ca și cum n-am plătit. Vă spui cinstit. Nu am nici bulete. Am înțeles că a fost și săptămâna trecută și i-a dat avertisment la băieți și i-a lăsat și nu. Da, dar... nu e bine. Cum mai trăia? Dar pensionar. Nu... Salău, Camp Alexandru. Salău. Ce mai faci? Da, veniți, vinim de la dejun. Altfel ne stăm un pipiar de-n timp. Dar unde dai acolo? Ni? Am cam vă băcile. Deci ai place la Șalău? La lucru. Dar nu s-a intrat cu Andrei. Lui. De ce nu vrei să facem ăla? E drumul. E era așa acolo. Bună ziua. Îmi permit de pe cine, mă rog frumos să ne arătați. Domnul, v-ați rezolvat permisul? Visat. Bine. Vorbei. L-ați rezolvat? Da, eu zboieream, deci... Știu! Da, dar unde vii cățelul? Ai, acolo. Era acolo, domnul, la zi, la unde am început, la Someș. E în față, nu te crede de țară, hai. Uite, bine, domnul. Bună ziua! La bună să cunoaște de dimineață. Iată, a cunoscut-o de dimineață, chiar. Hai. Permise de pescuit aveți? Eu am și scris cutit. Vă rog să vă ne prezentați. Da. Foarte bine, așa trebuie să fim tot în regulă. Nici de al dracului, ți-am dat și la picasă, nu am dat ceva râmă și nimic. Bună ziua! Bună ziua! Dice, vi se pare ceva anormal? Vi se pare ceva anormal? Da. Dumneavoastră, într-adevăr, aveți gratuit, dar trebuie să mergeți să vă pună viza. Păi mi-a scris gratuit, gata, nu mă mai... M-am dus la ei și mi-a spus, domnule, scris gratuit și nu mai vii. Îs de 85 de ani. Mulți înainte, mulțumesc. Să vă văd aici încă 100 de ani. O scris și știi pe el? Ia, o scris acolo, scutit. 2007. Vă rog, mergeți pe la el dacă aveți timp să vă pună viza cu scutire, bine? Bine. Și vă dă chitanța, că poate vă întâlniți cu altcineva și nu o să vă înțeleagă. Deci mergeți, vă rog, la Iști. Pentru noi, acțiunile astea se fac și vă spun și de ce. Vrem să adunăm niște bani ca să populăm un pic. Că trebuie, că ne gândim la copii. Hai să populăm. Și Someșul, și Săcălaia, tot ce avem acum. Vrem să populăm. Cât putem, cât ne lasă, știu că a dat. Thank you.
Acolo de la filială am tirat și toate anii. De ce sunt contestat? La avea ca de 12 ani umblu la pescuit. Astăzi am făcut un control împreună cu angajații ai jandarmeriei Gherla privind pescuitul pe cursul Someșului Mic și a Someșului Mare în vederea depistării pescarilor fără documente și pentru a vedea dacă este respectată prohibiția la știucă. Ce ați constatat la fața locului? Datorită vremii au fost circa 60 de pescari controlați. Am găsit foarte multă lume cu documente în regulă, am găsit și fără documente, cărora li s-au aplicat câte un avertisment. Fiind la prima batere, am zis să le dăm câte un avertisment, urmând, dacă nu intră în legalitate, să fie sancționați potrivit legii. Vor mai avea loc astfel de activități? Activități de genul ăsta cred că vor avea loc săptămânal, pentru că intră și prohibiția. A trecut de la prohibiția la știucă și vrem ca pe apele noastre să fie pescari legitimați, în regulă, să nu avem braconiari și să respectăm cât de cât regimul pescuitului.